Noi sunt alături de noi astăzi doamnele, doamna doctor Monica Pop, sărumâna doamna doctor, și Roxana Gabor Iliescu. Mă bucur că sunteți aici, Dumnezeu să o ierte. Până când vom intra într-o primă legătură telefonică cu cea care i-a oferit Liza Panait, care a oferit ocazia de a avea un ultim rol de scenă. O să o vedeți pe Rona, absolut fabulos. Vreau să încep cu doamna doctor. Doamna doctor, cum vedeți această poveste din perspectiva medicului, dar și a omului trecut prin sunt acest sunt consternată din ambele poziții și vă spun și de ce. În primul rând, pentru că nu m-am așteptat. În al doilea rând, pentru că eu consider, sigur, poate că greșesc, dar este opinia mea, a unui om care, pe lângă că sunt medic, și sufăr și de aceeași boală. Deci, din păcate, boala este aceeași și nu m-am așteptat niciodată să se întâmple așa, mai ales că vorbea așa cum vorbea, însă, din ceea ce a relatat ea, eu n-am cunoscut-o pe doamna Hartner în direct niciodată, dar din ceea ce a povestit dânsa, la un moment dat a început să tușească, a tușit vreo două luni, s-a dus la Paris la toți specialiștii și au zis că n-are absolut nimic, s-a întors în țară și în ziua respectivă au pus diagnosticul de metastase pulmonare. Deci, incredibil. A stat două luni fără tratament, eu n-am auzit așa ceva, vreau să vă spun că nu știu cine și cum a condus tratamentul acesta oncologic, e foarte important de știut lucrul acesta. Și mai, deci odată a pierdut două luni de tratament și diagnostic, s-a întors la Paris, acolo a avut niște speranțe, am auzit-o vorbind și era foarte veselă pentru faptul că metastazele cerebrale s-au redus și erau chiar în remisie. Asta e ceea ce am auzit ultima dată, că a spus ea și toată lumea s-a bucurat, vă dați seama. Ea, în primul rând, a fost convinsă că a depășit. Nu știu nimica de această metastază care am înțeles că a crescut și nu înțeleg de ce n-a fost operată. Vreau să vă spun că în urmă cu câteva zile, eu fac tratament cronic și în urmă cu câteva zile am fost într-o rezervă în care era o doamnă în aceeași situație, operată de metastaza cerebrală și era foarte bine. Făcea tratament, dar vreau să vă spun că era foarte bine și nu am înțeles. Poate că nu am eu toate datele, nu înțeleg de ce n-a fost operată, nu înțeleg nimic. Și îmi pare foarte rău că s-a luat așa, pentru că realmente toată lumea, ea și toată lumea din jur și nu numai din jur, a sperat că va fi salvată și că va fi bine și uite că s-a întâmplat așa și a mers extraordinar de repede și a fost fudroiant, că acum o lună de zile era bine. Așa este. La evenimentul Lizei Panait am fost împreună cu Roxana Gabor Iliescu și am văzut mica încercare, este de fapt marea încercare prin care a trecut acum. Pe de altă parte, spunea să vedem cum o să iezi din asta râzând, exact ce am spus doamnei Pop, și se gândea, adică era flatată și era amuzată de ideea de căsătorie până în ultima clipă. Asta e... Că vrei și cer permisiunea Ronei să fac așa o mică paranteză, nu neapărat serioasă, cât despre un semnal de alarmă către toate femeile puternice, care tind să nu se uite așa, să se așeze. Când vine un astfel de prag, e momentul să vezi ce e acolo, mai ales când a venit al doilea prag, de fapt. Că la primul ea a știut și a cerut ajutor și noi toți, fiecare dintre noi, ce am știut să-i facem, apropo de terapie emoțională, ce am știut, am fost acolo. La al doilea a crezut că va fi cel puțin la fel de ușor. Ori era momentul să se oprească. Doamna Iliescu, n-a fost ușor nici prima. Deci n-a fost categoric. Dar atunci a cerut ajutor și l-a acceptat. Acum, vreau să știți un lucru. În momentul de față și în era modernă, citostaticele nu sunt o nenorocire, nu sunt greu de suportat, deci pe vremuri erau îngrozitoare, nu e așa acum, dar încă o dată vă spun, eu nu știu și, mă rog, nu sunt mulțumită de felul în care a fost condus tratamentul ei. Vă repet, este o opinie personală, deci nu învinuiesc pe nimeni, dar nu știu, în primul rând, la așa ceva n-ar fi trebuit oprit tratamentul niciodată. Deci ea trebuia să facă tratament în continuare, apropo de faptul că a făcut metastaze, că se vede foarte clar și a făcut metastaze grave. Adică, dar oare l-a oprit? Poftiți? Oare l-a oprit? Păi dacă ei au spus la Paris că n-are absolut nimic pulmonar și a zis că a fost la nu știu câți medici, asta este ce a povestit ea în media. Eu am rămas consternată când am auzit. Și aici, în prima zi în care a venit, au pus diagnosticul de meta pulmonare și au făcut tratamentul respectiv. Nu sunt așa de grave cele pulmonare ca cele cerebrale și a făcut și metastaze cerebrale. Am înțeles că avea vreo 7 sau... Da.
caz. Dar că s-au micșorat serios sub tratament, m-am gândit că uite ce bun tratament i-au făcut acolo. Nu știu ce s-a întâmplat cu ultima și nu înțeleg de ce n-a operat. Nu înțeleg. Da. Vă spun, doamna care era cu mine în salon a fost operată de beta cerebrală și era foarte bine. Fizic așa și vorbea perfect, a venit singură, nu era din București, a venit singură. Deci nu înțeleg, nu știu, nu avem toate datele medicale. Toate datele, pe de altă parte mai putem vorbi despre alte amănunte importante. Am să vă... O să explicăm și cum o mare durere, secretul acestei dureri va fi dus de Rona în mormânt, mi l-a spus într-o bună zi, dar am să pot să vă dau un scurt indiciu ca să înțelegeți cât de mare era durerea Ronei, care a făcut-o să se implice atât de tare în salvarea unui om drag, astfel încât boala să dea din nou, să bată din nou la ușă și să o ia pentru totdeauna, plus multe alte amănunte. Și să subliniați, vă rog, domnul Brancu, că e foarte important și că stresul duce foarte, adică este total interzis la asemenea boli. Deci scrie în toate biletele de externare, evită stresul, ăsta e primul lucru. Vom vorbi imediat. Aia, nu scrie întâi evită fumatul, de exemplu, sau nu știu, scrie evită stresul. Ori vă dați seama ce stres mare a avut, așa dacă este. E așa cum povestiți. Da. După scurtă pauză revenim cu povestea Ronei și cu alte imagini. O să vedeți și ultima oară când a intrat alături de noi și deci, efectiv tulburătoare acea apariție. Este acum câteva săptămâni și am crezut că azi o să o vedem în studio. O să vedeți.